ieșea într-un loc sacru, unde era înălțat altarul lui Zeus și vastul târg expoziție care se organizează astăzi. Expresia aparține autorului Francesc. În măsura în care sportul este o educație a corpului, e sigur că ea nu mai are nimic de a face cu activitatea liberă, al cărei unic obiectiv este plăcerea, bucuria de a se mișca. Atâta timp cât el își propune să doboare recorduri, prin urmare să amelioreze randamentul corpului mașină, aspirantul sau aspiranta la titlul de campion sau campioană se află cu corpul său într-un raport care amintește în mod special modelul tehnologiei industriale. Lucrează la paralele prima finalistă, reprezentanta României, Mirela Pașca, asistată de antrenorul Ioan Pop. Ridică ștacheta de la început în finala de la paralele. Așteptăm nota. Fetița noastră din Baia Mare, de 17 ani, Mirela Pașca. Bronz cu echipa la Indianapolis, argint cu echipa la Barcelona. Cel mai bun aparat al ei sunt paralelele. Gimnasta ei preferată, Nadia Comăneci, normal. Mirela are doi frați care sunt probabil acum cu pumnii strânși în fața televizorului, probabil la Baia Mare. Inutil să vă mai amintesc că la Indianapolis anul trecut, Mirela a primit și titlul neoficial de cea mai frumoasă gimnastă. Iată-o pe Luli sau pe Didi, una dintre ele, pentru că sunt greu de deosebit, pregătind aparatul pentru cealaltă. Parcă sunt două păpuși, micuțele gimnaste chineze. Dar de urmat la paralele urmează reprezentanta Republicii Populare Democrate Coreene, 9912, cam puțin, după părerea mea, pentru exercițiul prezentat de Mirela Pașca. Se aud și fluierături din public.